Salutare, prieteni! Ăsta nu este un clip pentru a promova un anumit produs sau o anumită companie. Vrem doar să vedem care sunt preferințele voastre. Sunt mulți care preferă numărul mare de frame rate-uri în detrimentul calității imaginilor, acei frames per second addicts. Și cei care sunt mult mai interesați de ceea ce văd in-game și in-game experience ca și experiență vizuală. Având în vedere că vorbim de o tehnologie nouă care dă o lovitură foarte mare performanței atunci când este activată, o să facem câteva comparații. Aveți toate detaliile tehnice acolo sus în stânga. Acum suntem într-o rezoluție pe care o folosesc, cred că peste 65% din utilizatorii de desktop pe sistemele lor. Și o să arătăm. E vorba de 1920x1080. Aici am făcut testul ăsta cu DX12, DirectX12 activat, fără ray tracing și toate celelalte detalii pe ultra. După cum vedeți, frame rate-ul este amețitor, indiferent, cred că și dacă te duci mai în față, unde este acțiunea mai intensă, deci 120, 130 și au fost și 150, depinde de acțiune, practic. Deci asta se întâmplă în 1920x1080 cu DX12 activat. Vreau să mă întorc însă la scena precedentă, pentru că acolo putem vedea bine diferențele de calitate. O să folosim, cum folosesc toți ceilalți, chestia asta cu unde dracu e cu track-ul ăsta, imaginea lui. Deci vedem cam cum, ce se întâmplă cu umbra în momentul în care ray tracing-ul nu este activat. Practic, când te ascunzi după ăsta, obiectul ca și cum dispare de acolo. Umbra obiectului din față dispare din apă. Dacă acum, deci vedeți, 140, 150, depinde de locul în care stă. Dacă ne uităm la cer, s-ar putea să ajungem la 200. Bun, aici vroiam să ajungem. Haideți să schimbăm acum. Nu știu dacă nu va fi cumva nevoie și de un restart al jocului. Ne mutăm pe... De fapt, rezoluția, hai să o lăsăm aceeași. Activăm DX-ul. You need to restart the game. Deci va trebui să restartăm. Și ne-am dus pe ultra. Back, quit. Vom face un mic restart acum ca să înțelegem despre ce este vorba. Rezoluția nu o schimbăm, o lăsăm aceeași, pentru că veți vedea diferența de frame rate, felul în care scade până la nivele din astea amețitoare. Însă așa reușim să înțelegem cam care este diferența de tehnologie și cât de mult înseamnă acest ray tracing. Ray tracing nu trebuie confundat cu in-play reflections, acele reflexii pe care oricum noi le vedeam și înainte.
Acela nu este ray tracing. O să vedem exact ce și cum. E mult mai ușor să vorbești pe exemple decât să dai termeni din ăștia pe care oricum nu toți suntem specialiști și ceea ce vede ochiul e mult mai ușor de înțeles. Însă penalitatea de performanță este extrem de mare. Așa că voi sunteți cei care, până la urmă, voi sunteți cei care decid ce contează pentru voi. Noi nu facem aici decât să vă dăm variante. Eu sincer o să încerc să joc tot ce pot în 4K, dacă va exista variantă de ray trace, o să o activez și așa mai departe. Deci aici deja este activat. Rezoluția este una mică, adică mică, 1920x1080, dar deja puteți să vedeți. Umbra camionului nu mai dispare, indiferent cât vă mutați și cât ar dispărea el din peisajul vostru vizual, el există fizic acolo. Iar chestia asta este dodge the bullet there. Iar chestia asta e redată de, uite, și dacă mă duc jos prone, nu pot să mă duc atât de jos că nu mai văd nimic. Ok, umbra lui există deja aici. Frame rate-ul a scăzut însă de la 100 și s-a dus în 60, 70 în funcție de cât de activă este scena. Bun. Acum hai să ne mutăm pe o rezoluție. Și haideți să vedem, uite, de exemplu la foc. Ați văzut reflexia focului în apă înainte. Asta este diferența. Asta este o reflexie activă. Pe când cealaltă era o simplă, ați văzut probabil și în vechiul Hitman 2016, avem tot felul de reflexii acolo, ăla nu este sub nicio formă ray tracing sau urmă de ray tracing sau mai știu eu ce. Bun, hai să ne mutăm într-o rezoluție superioară acum. Să stăm exact în același loc. Acum cred că nu mai este nevoie de restart. Și să vedem cam care sunt diferențele de felul cum se vede acel camion în reflexie. So, video. Să ne ducem direct în 4K. Și să vedem și performance hit-ul care cred că va fi ultra low, medium, high, ultra. Ok. Apply video settings. Ok. Back. E altă mâncare de pește. Vedeți acolo sus, frame rate-ul a scăzut pe undeva la 32. Deci de la 60-70 în rezoluția aia, în 4K, care este o diferență uriașă, penalitatea de performanță este la fel uriașă. Uite aici, dovadă clară de ray tracing. Da. Sunt
Nu surprins, am mai văzut, am jucat jocul ăsta în format 4K și cu toate date pe ultra și pe mine nu mă deranjează să-l joc în 30 de frame-uri pe secundă, dar sunt persoane care cum spuneam, sunt mai ahtiate după frame-uri decât după calitatea imaginii și detaliile pe care le văd în joc. Și este absolut de înțeles. Ce nu înțeleg sunt acele persoane care pur și simplu nu vor să recunoască felul în care a avansat tehnologia asta și încearcă să minimalizeze cumva avansul tehnologic obținut prin această tehnologie. Eu cred că situația cumva seamănă cu ceea ce s-a întâmplat, nu mai țin minte anii exact, dar pe vremea când foloseam Riva TNT și altfel de plăci grafice integrate și apăruseră plăcile grafice de la Nvidia, acele FX. FX-ul era prima placă grafică care era compatibilă DirectX 9. Și la început toată lumea era foarte, împotrivă că, dar ce avem noi nevoie de așa ceva? Cine dracu folosește DX9? În curând toate jocurile au început să aibă ca și cerință plăci grafice compatibile DX9. Cred că, într-un an de zile, jocurile vor cere plăci grafice compatibile cu ray tracing. Altfel pur și simplu nici nu-ți va intra în joc. E normal să se întâmple asta. Tehnologia avansează. La început, dacă vă aduceți aminte, erau foarte multe probleme cu ray tracing-ul, felul în care era implementat. Inclusiv în Battlefield 5 erau destule probleme de erori grafice și așa mai departe. E bine, odată cu update-ul de drivere, problemele astea încep să fie rezolvate și va merge din ce în ce mai bine. Bun, cam asta e. Acum voi decideți ce este mai important pentru voi. Frame rate-ul sau detaliile, un nivel de detalii excepțional pe care eu sincer nu l-am mai văzut niciodată și joc de foarte mult timp. Sunt un gamer vechi, să zic așa. Voi decideți ce contează mai mult pentru voi. Opțiunea mea o știți. Voi folosi 4K cu tot ce se poate la maxim. Sistemul ăsta va suferi upgrade-uri anul ăsta. După cum vedeți acolo sus, GPU-ul stă în maxim load 98%. Doar câteva core-uri stau în 100% de la procesor. Aveți nevoie de un procesor puternic, dar în niciun caz nu aveți nevoie de 16, câte are acest i9-7960X. Nu procesorul este problema, ca să zic așa, nici placa grafică. Placa grafică se descurcă mai mult decât decent, chiar și în setări ultra, după cum vedeți. Acum, dacă am să devin și eu un ahtiat după frame-uri, probabil o să devin un ahtiat după frame-uri în 4K.
Și atunci discuția și problema se mută pe alt domeniu. Îți permiți sau nu să faci un NV Link, cu toate că am auzit că în jocul ăsta nici nu este compatibil, adică nu poți să ții DXR-ul pornit. Adică nu ți-l ia în seamă și practic tot o placă, o singură placă grafică îți vede dacă ai ray tracing-ul pornit. Așa că va fi inutil pentru jocul ăsta să ai două plăci grafice. Îl poți juca, da, dar fără ray tracing, ceea ce pe mine, sincer, nu prea mă excită, ca să zic așa. Bun, asta a fost testul de comparație. Wow, asta n-am mai văzut-o până acum. Chestia aia roșie. Va fi interesant de jucat jocul. Cam atât. Vă las și decideți. Dacă v-a plăcut clipul și comparația, apăsați un like. Dacă nu, vă așteptăm cu sugestii și cu preferințele voastre. Vă salut și ne vedem data viitoare.